Accidentul s-a produs aseară pe DN285 la intrare în localitatea Mărăcineni, în fața unității militare pe sensul de mers spre Râmnicu Sărat. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, un Opel și o Skoda conduse de șoferi buzoieni și un tir din Republica Moldova. Un tir și un autoturism care circulau dinspre Râmnicu Sărat spre Buzău pe DN285 în localitatea Mărăcineni au intrat în coliziune, autoturismul fiind proiectat pe contrasens, unde a fost acroșat de o altă mașină care circula către Râmnicu Sărat. Trei persoane au fost rănite, preluate de ambulanțe și transportate la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Pe DN285 în localitatea Mărăcineni s-a produs un accident de circulație. Din acest accident au rezultat trei victime. Ele au fost transportate la Spitalul Județean. Din primele cercetări, aceste victime sunt accidentate ușor. În acest accident rutier a fost implicat un tir și două autoturisme. Probabil cauza acestui accident este neasigurarea la schimbarea direcției de mers. În zonă, traficul a fost aproape paralizat din cauza uneia dintre mașini care se afla pe ambele benzi pe sensul de mers spre Râmnicu Sărat. S-a circulat totuși alternativ. Pe podul de la Mărăcineni, cozile de mașini care s-au format se întindeau pe mai mulți kilometri. Traficul a fost mai apoi descongestionat odată ce una dintre mașini a fost luată de pe carosabil. În cauză s-a deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă. Cercetările polițiștilor continuă pentru a se afla exact dinamica accidentului.